Eu n-am făcut sport la viața mea. Și după aceea facem o mișcare care cred că îți fac. Trebuie să se lubrifiază fiecare articulație, dacă știi cum zic, ca la preludiu. Eu am mers mai pe direct cu preludiu. Nu mi-o dai pe mail, n-am cum, omule bun. Nu? Stai, s-o luăm. N-avem RCA la mine. Vine mama sus la cruce să vezi Petru cum mă duce. Mă duce, mă ocolește, paparatie mă oprește. Stimați prieteni, dragi doamne și domnișoare, după atâta hibernare merităm un pic de mișcare. A fost Crăciun, au fost sarmalele, băfu, a fost Revelionul, Sfântul Ion, toate sărbătorile posibile. Nu puteai să pleci de la masă fără să servești ceva, așa că am venit la Lev Fitness Spa să mă antrenez și eu un pic, să ies un pic din zona de confort, cum se spune. Nu de unul singur, o să am personal trainer. Mă așteaptă sus că am întârziat. Da, păi numai ianuarie. Haideți! Și în sfârșit am ajuns în sală și lângă mine este trainerul, Petru. Hai să luăm în brață pe Nicu. Nu mă strânge tare că sunt la Nicu, început. Nicu, am înțeles că ai slăbit înainte de sărbători. Am slăbit înainte de sărbători. Da. Și acum vreau și să fiu un pic în formă, dacă mai putem pune un mușchi pe undeva, ceva. Deci tu faci parte în categoria care încep în ianuarie și se lasă în februarie sau ai de gând să o duci? Acum să vedem câte vizualizări facem pe internet. Dar prezintă-te tu pe tine, că să știu la ce. Vă spun drept, Vlad m-a recomandat. Da, deci eu sunt Petru și fac asta din anul 2003. Se vede. Da, mulțumesc, mulțumesc. Se vede, uite, Nicu. Dar ți-au crescut buruieni. Da, da, am buruieni. Asta, deci scopul care ar fi, Nicu, să înțeleg? Scopul ar fi să scăpăm de mititelul ăsta? Asta mi s-a zis, că degeaba fac dietă, fac orice. Burta numai până mișcare se duce. Nu, bun. Hai să începem cu încălzirea. Facem o încălzire scurtă. Precizez. Eu n-am făcut sport la viața mea. Nu-i bai. Mă ducea ticul la costă și tăia lemne. Am avut o copilărie grea și acum am ajuns cu trainer. Deci începem prima oară. Nu încălzire globală. Nu încălzire globală. Începem tot tipul cu gâtul, începem cu partea superioară, da. După aceea umeri, brațe, okay. Rotim un pic bazinul, da, ușor, 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 că am înțeles că e armă albă. Înțeles că... Deci ușor, Nicu, începem cu gâtul. Așa te-ai relaxat după. Să ai grijă să n-amețești și după aceea schimbi direcția. Asta e ușor, nu te-am și acasă. Așa, după aceea rotiești umerii 10 în spate. 3, așa. 4, 5. Ridici. O pușcat ceva? O pușcat, normal. Sună un pic crocant. Sună un pic crocant. Mamă, e crispy. Așa. Și în față acum. Și după aceea 10 rotiri de brațe. Deci efectiv ăsta e protocolul în mod normal. Vii la sală, faci tot tipul încălzirea, niciodată nu sar peste încălzire. După aceea brațele. Trebuie să se lubrifiază fiecare articulație, dacă știi cum zic, ca la preludiu. Eu am mers mai pe direct cu preludiu. Număr eu articulațiile. Dar învață-mi să fac corect, deci pornind din față. Da, da, și deci te duci amplu. Te duci amplu. Avem ceva în comun. Ai zis că ești scorpion? Da. Scorpion. Nu, astea sunt zodii dure de noapte. Asta egoiste. Nu vrei să vorbim despre zodii? Fii atent, da. Imediat înghiceaște și în cafea. Brațele paralel și rotiești așa. Cu brațele mă te pognesc. Păi nu, dar știi ce se întâmplă? Dacă faci direct așa, la păi faci. De aia am trainer, mai pune și el mâna. Tata lumea zice că dacă ai putea să faci tu și să vadă la mine, dacă ar funcționa așa. Și după aceea facem o mișcare care cred că ți-e familiară. Mi-a fost. Cred că pe vârsta ta și să și dansa în discoteca. No. Era unul. Mână, picior opus. Asta e grea. Doamnelor, asta e grea. 10. 10. Fii atent. Nicu, mână, picior opus. E ca și cum... Așa, ăla-i filmul. Așa, pui mâinile în față. Și împing. Nu, pune mâinile în față. Nu-i nimeni sub tine. Deci, așa. Așa, depărtează. Stretching. No. Așa. Ce se depărtează? Și lasă fundul jos. Lasă, da. Asta pe-n corespondență. Nu mi-o dai pe mail. N-am cum, omule bun.
Nu face să ajungeți ca mine. N-am cum, nu mă prefac. O să zică lumea, Bendea săracul, oră scos de la spital. Uite, fost. Parcă deja am alt mers, nu știu cum să zic. Cine joacă prosopu, ia iao, se antrenează cu Petru, ia iao. În zor de zi, așa se apa. Mă, tot. Astea sunt mai complicate, ca în Star Trek. Nu stăm un pic jos. Hai, Nicu. Hai să vedem unde... Eu am crezut că e oglindă, să mă trăsnească. Nu, no, mă. Am crezut că până aici. Băi, Levi, Levi. Uite, Nicu, te pui jos, te pui pe burtă, da. Și ăsta ne-a palma să-ți plece 90 de grade de pe sol. Deci flotări din genunchi. Da, trage așa pe nas, cobor jos, revii. Pe nas ce trag? Aer. Aer, aici aer. Ai numai aer. Aer, bun. Așa. No, bun. Las, pui-te pe burtă efectiv cu totul. Așa, e bun. Și așa, de aici mai în jos. Așa. Așa și, așa. Și ridică-te sus. A sunat bine. Cotul stâng. Așa, trage aer pe nas. Știi ce nu sună la mine? Banii în jeb. Abdomen un pic contractat. Da, ăsta încearcă și bazinul să meargă cu trunchiul. Cardiac. Nu a fost niciuna care. Dar da, ce, suntem la competiție, cel mai frumos câine, cea mai lungă mustață, știu. Păi nu, îmi plângi de mire, știu. E chestia că trebuie să facem corect, că dacă nu faci corect... Te obișnuiești greșit, da, greșit. Da, și apoi mai dezînfață-l pom după ce s-a obișnuit greșit. Nu mai dezi, ca orice viciu. Nu, bun. Deci, mai vicii. Da. Viciul meu e sportul. Mulțumim frumos, Petru. Nu, ce mai face, mai face, cum să nu mai face. Asta, este jos, n-ai? Vine mama sus la cruce să vezi, Petru, cum mă duce. Mă duce, mă ocolește, paparatie mă oprește. Să bag picioarele așa și să trag. Trage aer până și o să tragi la claviculă. Aici, expiri. Aici. Doamnelor și domnilor, claviculă lui Petru aici. Trage aer până mai jos. Expiri. I do this, man, I do this. Hai, do this. Get to the chopper. Nu? Stai, s-o luăm. N-avem mercea la mine. Nicu, dar ce faci? Ce? Asta. Lucru. Fii atent. A, nu trebuie să stau jos. Bagă-ți așa. Hai și să mă las pe spate. Da, dar cum am făcut eu mai devreme? Acum să prost. Nu mă prost, dar nu știu ce să... Am uit. Stai sus. Așa. Hai că-ți mai arată, că face mișto. Nu fac pic, așa să-mi ajute. Trage aer pe nas. Mai la claviculă, Nicu. Hai. Ată, și ține un pic aici. Uite, simți aici? Da. Și sus. Oi, oi, oi. Bun. Și la sus. Bun. Bine. Ok. Să nu-l stric. E bine. Ar mai trebui să fie încă vreo 3 luni ca să vezi mișcările să fie ca lumea. Facem aici încă un exercițiu pentru piept. Asta e un pic mai complicat și e indicat că atât timpul să ai pe cineva în spate, care? Mai ales dacă ai greutate. Da? Prinzi la fel să fie simetric, trage aer pe nas, iei bara. Și lași controlat la baza pieptului, revii sus, expiri. Trage aer pe nas, revii sus, expiri. Așa și cotele când o să cobor jos, nu o să fie aliniate cu umerii, o să fie un pic mai jos. Uite. Exact cum era acolo la flotări, exact aici și sus și expiri. Numai, stai așa. Uite, zona asta. Zona, juster. Așa, nu, hai, lași aici. Așa. Hai că se uită fanele tale. Și hai sus. Hai să se uite cam și clipuri mai serioase. Trage aia. Bun. Să se uite, domnule. Și după aia să meargă acasă și să strângă în brațe bărbații și să zică: bun ești așa cum ești, ești am eu. Că nu putem fi tăți, Petru. Măi, Petrică dragă, spune tu la Baciu Nicu. Clar. Nu-i de mine, dar o să încerc să fac mișcare mai mult anul ăsta. Ați văzut, am și mai slăbit și nu mă las așa. Pentru sănătate, pentru... Petru,
căruia îi mulțumesc frumos. Cu drag. El se ține serios de treabă. Vedeți cum arată, necăsătorit, confirmă soția. Așa, o să mai fă mă reclamă. El are un program special, vă puteți scrie online în programul ăsta. Da. Ca să puteți să faceți prin corespondență, să vă mențineți în formă fizică. Da, Petru, spune tu. Având în vedere că suntem în era digitală, acum pot să antrenez pe oricine de pe glob printr-o aplicație în care poți să îl monitorizezi, să vezi câți pași face, cât dorme, cât mănâncă. Ce mănâncă? Ce mănâncă și, bineînțeles, cum se antrenează și efectiv să-i ajustez antrenamentul, alimentația și să ajungă la rezultatul dorit. Foarte, foarte ușor și are antrenorul cu el 24/24 în buzunar. Tu ai pornit aplicația asta, tu ai dezvoltat-o, mă, și deștepți ăștia, nu eu că zic antera în cap. Suntem primul bombardier intelectual. Și ca să știe lumea cum se poate înscrie online la cursul tău prin aplicația ta, ce trebuie să faci? E foarte simplu, o să aveți în comentarii. Punem un link la comentarii, un link la descriere, o să știți, apărăm și pe Facebook și pe YouTube. Aici mă pricep eu. O să aveți un link acolo în descriere, pe care dacă îl completați, după aceea o să vă contactez eu și o să vedem care e condiția fizică, ce afecțiune aveți. Ce profil aveți. Și să vedem exact ce vi se potrivește, din ce stadiu luăm ca să ajungeți să... Omul e profi. Să dați jos burta, colăceii... Și nu zi mai mult, nu, că dacă le dai pe astea se ridică restul. Și zi, nu mă mai îmbrățișa. Zi, dacă tot ne-am împrietenit, faci și ceva reducere da, celor care completează toate câmpurile. Dacă Nicu a făcut o treabă extraordinară azi la sală, o să primiți și 15% reducere la prima achiziționare. Cod Nicu15. Nu, mă Nicu. Nu, anul de centi. O să, când achiziționați produsul, aveți 15% cu codul Nicu.